Agriculturii, acolo unde vedem Ministrul Agriculturii vorbește, este întâlnirea, negocierea publică pe care o are cu fermierii, îl și ascultăm. Poate că din context a reieșit că eu am făcut fermierii români instigatori. Dacă lucrul acesta a ieșit din context sau eu am făcut o afirmație care să ateste acest lucru, vreau să cer scuze dacă eu am spus acest lucru în fața dumneavoastră. Fermierii rămân fermieri, ceilalți care sunt în zona de afumați, puteți să ne spuneți și dumneavoastră ce persoane sunt acolo ca să afle toată lumea. Din punctul meu de vedere, și vă spun încă o dată, fermierii rămân fermieri și fermierii nu sunt instigatori. Acum, discutăm pe procesul verbal pe care l-am încheiat sâmbătă, aș vrea să luați cuvântul, să ne spuneți dacă anumite probleme pe care dumneavoastră le-ați primit în ultimele zile, probabil de la fermieri sau procesatori sau alții care activează în agricultură, au mai fost și alte revendicări, ca să știu să mi le notez și, bineînțeles, dacă aceste solicitări și aceste revendicări, așa cum am spus întotdeauna și cum mi-am asumat împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii, sigur le vom rezolva. Vă rog frumos! Bună ziua, mă numesc Călina Radu, domnii de la Mantă m-au contactat și m-au rugat să, bine, să fiu alături de dâns și al în această negociere. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație și vă mulțumim pentru faptul că sunteți dispus să vă puneți la masă să discutăm. În al doilea rând, dacă îmi permite, o să încerc să fac un paralelism ca să înțelegeți cam cum par lucrurile acum. Este clar că în ceea ce privește agricultura românească, lucrurile stau prost. Este clar că la nivel național, orice strategie care a fost până acum în privința agriculturii românești, nu a avut un efect benefic pentru țară și pentru economia națională. Este clar că raportat la suprafața de teren agricol pe care avem în țară, dacă ne uităm la care este rezultatul agriculturii cu niște exporturi mai mici decât importurile și suntem consumatori pe produse agricole, avem o problemă. Și este clar că unele lucruri nu funcționează și atunci trebuie să încercăm să le facem să funcționeze. Ceea ce s-a întâmplat până acum și solicitările care au fost, în fine, și modalitatea dumneavoastră de a încerca să analizați aceste solicitări, să le acceptați, suntem undeva de genul, mergeți pe stradă, un om este amărât, încearcă să vă contacteze, să vă spună, am o problemă, încearcă să vă spună ce doare. Dumneavoastră, după mai mult, nu mă întreb la dumneavoastră ca ministru, vorbesc la modul general. Se oprește, încearcă să-l asculte, în final, ca să scape de el, îi dă 100 de lei și a plecat mai departe. Omul respectiv nu-i rezolva și nici problemele, că n-are casă, n-are masă, n-are serviciu, n-are nimic. Deci cam asta este situația. Toate aceste revendicări care au fost, de moment, punctuale, sunt revendicări pe care o să vă spună, domnii, dacă toate sunt necesare sau benefice sau nu, dar ele nu sunt suficiente. V-am spus, este ca și când omul care are o problemă pe stradă, a dat 100 de lei sau dacă mai cere ceva, mai dați o pătură, mai dați o pernă, dar el nu are casă, nu are masă. Și noi atunci trebuie să ne punem la masă. Trebuie să vă puneți la masă, dar nu numai dumneavoastră ca și ministru al agriculturii, ci tot ceea ce înseamnă ramuri ale industriei și ale economiei românești, de la agricultură până la produsul final, produsul alimentar care se pune pe masa cetățeanului, trebuie să se pună la masă și să analizeze care sunt strategiile la nivel național și cum trebuie ele modificate, adaptate, astfel încât ele să reflecte situația reală concretă a României și astfel încât, în ceea ce privește modalitatea de exploatare a terenurilor pe care le avem, procesare și toate cele, produsul final care ajunge pe raftul magazinelor să fie un produs care, din punct de vedere al prețului, este accesibil cetățeanului. Mai mult decât atât, dacă...
Au început negocierile la Ministerul Agriculturii. Ministrul Florin Barbu a început prin a-și cere scuze pentru că a spus că cei care se află la Fumați, fermierii de acolo, sunt instigatori și a cerut scuze în fața acestora. Vedem, pe de altă parte, agricultorii spun că lucrurile stau foarte prost în agricultură. Măsurile luate până acum nu au avut un efect benefic nici pentru agricultori și nici pentru țară. Ora 11, bine v-am regăsit, este ședință crucială la Ministerul Agriculturii. Ministrul Florin Barbu și-a cerut scuze în fața agricultorilor pentru că i-a făcut pe aceștia instigatori. Mergem și noi la Ministerul Agriculturii să vedem ce se întâmplă acolo, cum descurg aceste discuții. Ascultăm. Sunt neafiliați, politic și asociativ. Iar în privința aceasta vreau să mai înțeles trei lucruri care cred că ar putea avea loc la Ministerul Agriculturii, iar celelalte vă solicităm sprijinul pertinent, pentru că cunoașteți domeniul, la Ministerul Finanțelor, la Banca Națională, la Justiție, pentru că sunt legi strâmbe neaplicabile la nivel național. Domnul Dacă îmi permiteți, termin și după aia okay, las, vorbiți. V-am rugat să luați în calcul o măsură în care să fim bonificați pentru calitatea produselor agricole. Pentru că de foarte multe ori când dăm peste stasul stabilit, suntem penalizați, iar atunci când dăm cu un produs calitativ, nu suntem bonificați. Înțeleg că atunci când dumneavoastră faceți contracte cu anumite societăți care, care dumneavoastră vindeți cerealele, dacă aveți calitate la recoltare mai bună asupra exact, cerealele... Exact, să primim dumneavoastră... bonificații pe acele produse. Ok, asta se poate face printr-un act normativ prin care reglementăm în cazul în care calitatea produselor față de contractele încheiate este așa mai bună, cerut, să se actualizeze în funcție de prețurile care sunt în bursă, exact, pe calitate, pe proteină, exact, și pe tot. Îmi permite să intervin că... Microfonul. Era propunerea adunării și vreau să fac o completare. Nu dăm noi lecții cum să implementați aceste lucruri. Aceste lecții, dumneavoastră aveți destule departamente cu care puteți organiza acea consultare publică, vă rugăm să contribuiți la acest calendar de care am făcut referință și să intre în funcțiune. V-am rugat să luați în calcul de redefinirea fermierului activ. Pentru că aici este o problemă națională în privința celor care beneficiază de subvențiile statului și bugetul statului este prejudiciat grav, pentru că noi, cei care lucrăm efectiv terenul, nu putem să continuăm pe această latură. Și al treilea lucru, v-am rugat să luați în calcul despăgubirile pentru cauzele, pentru distrugere cauzate de animalele sălbatice care sunt lăsate în aer. Se arunca pisica în decursul timpului, ba de la mediu, ba din altă parte. Celelalte cerințe, din acele 78, 77, 76, probabil vor continua, iar autoritățile statului va trebui să găsim deschiderea pentru a colabora. Am ascultat o parte dintre revendicările celor care se află acum la Ministerul Agriculturii. Vă reamintesc că această ședință a început în urmă cu aproximativ o jumătate de oră, atunci când Ministrul Agriculturii Florin Barbu și-a cerut scuze în fața fermierilor pentru că acesta a avut o ieșire nervoasă zilele anterioare, în care a spus că fermierii nu mai au de ce să protesteze pentru că le-a promis acestora că le soluționează toate cererile și mai mult decât atât a spus că cei care se află în continuare la proteste, adică la afumați, sunt instigatori. Ei bine, și-a cerut scuze din fața instigatorilor în aceste momente, la începutul acestei ședințe. Continuă aceste negocieri. Vedem cum se vor finaliza, pentru că am văzut lista fermierilor. A devenit una tot mai lungă, peste 70 de puncte, mai exact 76 de revendicări. Iar în timp ce o parte dintre fermieri sunt la aceste negocieri cu Ministrul Agriculturii, alții au rămas pe poziții la Fumați, acolo unde continuă protestele și unde în continuare au nemulțumiri, pe care de altfel și le și spun.